Un bărbat de 32 de ani din municipiul Dej a fost prins în flagrant în data de 18 iunie de către polițiștii de Jeni, în timp ce primea de la o persoană șantajată de acesta suma de 1000 de euro. Suspectul, împreună cu două minore de 16 respectiv 15 ani, în perioada februarie-iunie 2010, prin amenințarea cu expunerea publică a unor imagini compromițătoare care relevau acte de natură sexuală, au extorcat sistematic mai multe persoane de pe raza municipiului Dej. Pe raza municipiului Dej, câteva persoane au fost șantajate cu sume cuprinse între 1000 și 4000 de euro cu privire la anumite aspecte de o grupare care la această oră se află în anchetă. Șeful acestei grupări, fiind deja arestat în cursul zilei de sâmbătă, s-a emis mandat de arestare pentru 29 de zile, arestare preventivă pentru 29 de zile și urmează să fie cercetat pentru infracțiuni de șantaj și proxenetism.